Iulia Înghelescu este o soție și o mamă împlinită artistă. Este împreună cu soțul ei, Vlad Huidu, de peste 15 ani și au împreună doi copii, Giulia. Ne-a spus care este secretul unei căsnicii fericite, dar și care sunt lucrurile pe care nu le acceptă la soțul ei. Cum e cu ghidul ăsta de igienă emoțională? Cum îl aplici tu în viața ta? Păi ce să mai aplic eu? E bine să ai o igienă emoțională și în căsnicie, ca să reziste. Păi rezistă, la noi rezistă, așa s-au aliniat planetele în așa fel încât să reziste, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru sau cu noi. Și cred că ar trebui să avem totuși un ghid după care să ne luăm din când în când, în ceea ce privește tot ce ține de partea asta emoțională. Dar există în cazul tău o rețetă prin care rezistă căsnicia ta, persistă, mai ales că tu ești artist, aveți copii, aveți o familie frumoasă. Care e munca din spate? Cred că avem nevoie doar de sare și piper în cantități echilibrate din când în când și cam asta ar fi secretul. Cred că, de fapt, secretul unei căsnicii și nu numai a unei relații de durată este înțelegerea, mai presus decât dragostea. Este și compromisul un secret într-o căsnicie? Mă refer acum la o căsnicie. Nu, cred că în momentul în care ajungi să ai o căsnicie cu cineva, nu cred că mai faci compromisuri. Cred că alea se mai fac pe la început, dacă se fac. Dacă nu, nu, după aia e cam târziu. Spune că tu ai terminat psihologia, dar nu știi cum să-l faci pe soțul tău să nu mai lase șervețele prin casă. Da. Adică este peste puterile tale. Cum e cu problema asta? E în continuare, ne luptăm cu șervețelele, e ok. Am fost certată că l-am dat de gol în ceea ce privește lăsatul șervețelelor peste tot, mai exact. Dar să ne înțelegem, nu sunt neapărat șervețele folosite. Sunt efectiv șervețele peste tot. Ai și tu anumite lucruri pe care el ți le reproșează și vrea să le schimbe la tine? Nu, eu cred că mă iubesc. Nu știu, habar n-am. Zic eu, faptul că am niște tabieturi la care nu renunț, indiferent de situație, de-al mai deranjează uneori, dar destul de rar și oricum eu n-aud, deci n-aud foarte bine și ok, sunt safe.